バーナー後ろにはラッキーなスワンズで、3ボール、ツーアウト、ファンディアル。Dar și proprietate privată. Nu este totul proprietate privată. Unde nu proprietate? Vă supărați, eu am verificat. Ia uitați-vă, este aici la Baum. În momentul de față... E drumul de agrar, doamnă. Nu e drum public, e drum agrar și drumul la oameni, la cotele oamenilor. Spuneți-mi, vă rog, acest drum este proprietate publică sau este proprietate aici privată? Aici este da, dar mai încolo nu. Bun, este privată, da? Nu, ce problemă. Lăsați-mă să stau pe teritoriul public atâta timp cât vreau. De ce stați aici? Ce se întâmplă? Cum? De ce acest drum este privat, doamnă? Suntem achitați pentru a supraveghea teritoriul dat. Ok. De ce atât de mulți? Ce se întâmplă? Dar nu se întâmplă nimic, așa e. Multe întrebări. Pus indicațiile și gata, de la proprietar și gata. Care e problema? Nu înțeleg. Primăriile satului Ulmi și Horvat au fost anunțate prin scrisoare oficială din partea administrației locului dat. Da, de ce au locuitori? Pe data de astăzi, locuitorii care au cămin, de exemplu, sunt câteva cot. Și acești proprietari au fost anunțați în scris, sub semnătura administrației locului dat, că precum astăzi și ieri sunt trecute careva lucrări genistice. Ce înseamnă lucrări genistice? Prelucrarea pământului, arat și așa mai departe. Asta înseamnă că lor li s-au preîntâmpinat, că astăzi nu o să aibă acces. Teritoriul din jur, este din jur. Dat la bază unei organizații de securitate particulare. Teritoriul din jur, 5 metri, da, e meu. Dar nu luați drumul dumneavoastră. E meu. Nu luați trotuarul în arendă. Nu luați trotuarul în arendă. Și nu luați strada pe marginea căruia se află ghereta. Exact așa e și cu drumul. De acord. Fiți buni și eliberați drumul. Dați-ne voie să trecem. Acolo unde a fost jurămintele din Elișamireții, vă spun că veniți acolo, avem coborul alt, să veniți pe latură și de cealaltă, să face două ziduri de adevăroase din noștri, de strânii lumii pe care și acolo veți realiza și primul Jordan familial. La centru este invitat minimul și mireața, pentru că aici vor avea câteva mișcări spectaculoase. Doamnelor și domnilor, dați-ne aplauze. Primul Jordan familial. Thank you.
face o mică greșire pentru ei. У меня сын уже взрослый, и он решил жениться. Да, в это время. Жениться, да. Значит, я понимаю людей, на своем примере, когда ты пригласил людей. На своем примере это очень показательно. Но я понимаю, что у меня должен быть стыд. Я же не могу, например, к вам прийти и пригласить на свадьбу, ставить вас в ситуацию сложную. Вы же ответственный человек, вы же не хотите себя заразить. Я еще ничего не отменял, потому что оно запланировано на конец лета. Посмотрим, что будет. Но я понимаю, что нужно будет отменить, потому что все равно не уйдет эта пандемия. И люди поймут, наверное, гость. Это ситуация, потому что представьте себе, вот делаешь большую-большую вечеринку вечером, а через 3 дня твои гости в том очерба лежат. Кто ты будешь после этого?